La aproximativ 3 ore de mers cu mașina din București, înaintând pe frumoasa Valea Oltului, cum trecem de stațiunile Călimănești și Căciulata, ajungem în localitatea Brezoi, cunoscută ca și capitală a țării Loviștei. La Brezoi se strâng în fiecare vară zeci de mii de oameni pentru un festival de blues. Nu numai muzica îi aduce împreună, ci și minunata Valea Lotrului, care ascunde printre munți, lacuri, cascade și sate de o frumusețe aparte. Șase nopți de muzică bună, 30 de trupe internaționale, 4 hectare cu scene, camping și terase, peste 5.000 de oameni fericiți, seară de seară. Asta înseamnă, pe scurt, festivalul de blues care a pus Brezoiul, un orășel din România, pe harta internațională a muzicii. Ambianța e senzațională. Oamenii sunt atât de relaxați. Celebra cântăreață americană Beth Hart s-a îndrăgostit de Woodstock-ul oltenesc. A fost aici de 4 ori și promite că va reveni. La Brezoi ai șansa să întâlnești oameni din întreaga lume, care au aceleași gusturi și preferințe ca tine. Români, olandezi, francezi, belgieni, bulgari și polonezi au legat prietenii aici și se întorc vară de vară pentru atmosfera pe care o definesc cu un singur cuvânt: unică. We're staying here on a glamping site. We have a very nice tent and we look at the stars at night. Glampingul este amenajat de doi tineri din București. Sunt profesori, dar au lăsat munca la catedră după ce au ajuns la festival. Autoritățile locale și-au dat seama că turismul e viitorul locului și vor să lungească sezonul. Festivalul de blues de la Brezoi a dat startul. Și cum acesta crește de la an la an, e un semn că și în turism spectacolul trebuie să continue. Cine nu a auzit încă de festivalul de blues de la Brezoi? Mihai Răzvan Mugescu a transformat orașul Brezoi în Brezoiul lumii. Aici are loc cel mai mare festival de blues din Europa Centrală și de Est. Artiști de renume, un public numeros venit din toate colțurile lumii, o atmosferă cu totul specială. Asta oferă Open Air Blues Festival Brezoi. I love it. This is so good. This is one of the best festivals of Europe and the best in this region for sure. And it's amazing how they do it with so much love. You know, they really embrace this music. They love the artists and it just it feels like home. Muzică bună, dar și cadrul natural pitoresc, asta îi aduce pe oamenii din toată țara la Brezoi. Open Air Blues Festival reprezintă mai mult decât o serie de concerte. Pentru pasionați poate fi o mini-vacanță cu cortul sau cu rulota în inima munților Vâlcei, pe Valea Lotrului, unde se pot bucura de soarele cald, de aerul curat, de liniște și de susurul apei. Familii întregi cu copii, cu prieteni și chiar cu animalele de companie se mută aici pentru o săptămână și trăiesc experiența vieții nomade plină de relaxare, având activități de recreere inedite și variate. O mică comunitate de oameni uniți de aceleași valori și aceleași pasiuni. Îmi place și vin cam an de an, din 2019 încoace. Chiar pentru toată săptămâna. Da. E un moment de recreere pentru mine, ne reumplem aici toate bateriile, ni le încărcăm. Ce are special locul ăsta sau festivalul ăsta față de alte festivaluri din România? Sentimentul acela de liniște. Sunt oameni foarte plăcuți care vin la acest festival. Muzica, în primul rând, bluzul, campingul, foarte fain, atmosfera, oamenii. O senzație de libertate pentru mine, cel puțin. Ce faceți în timpul zilei, până când încep spectacolele seara? Păi suntem și copiii. Ei mai fac oaie la râu, la locul de joacă, noi mai băm o bere. Ce are special festivalul ăsta după tine? Munții așa. Munții așa sunt formidabili. Eu zic Maramureș și trăiesc între munți, dar ăștia sunt mai frumoși decât în Maramureș. Este prima dată când vii la festivalul ăsta? A doua oară. Anul trecut am venit și o să vin în fiecare an, că n-am cum altfel. Dezvoltarea infrastructurii rutiere, un camping amenajat la standarde europene cu spații largi, locuri de joacă pentru copii, dușuri și toalete curate și dotate corespunzător, energie verde produsă de panourile solare, toate acestea sunt investiții normale, care ar trebui să existe în orice loc.
localitate și care lasă un sentiment plăcut atât localnicilor cât și turiștilor care vin la Brezoi. Sunt cu un copil, sunt într-un loc în gura asta de rai. Unde să-ți duci copilul într-un loc mai potrivit decât aici? I'm talking with Jacqueline from the Netherlands. I'm Michael from the United States. I'm Fabien from France. Dennis from Belgium. I'm Simon from France. I'm Quentin from France. I'm Nat from France. And I'm Simona from Bulgaria. We're here to celebrate the blues and it's the best place to be. And Romanian people are really amazing, as we say, and this is a fantastic place and a fantastic festival. I love blues and I didn't know Romania, but I'm sure I will come back. My name is Harald and I'm from Germany, from the south of Germany, and just here to visit the festival tonight. It's really great and it's a wonderful festival. We had a lot of fun yesterday and we will have fun for the next few days. We went to Sibiu, the Transfăgărășan, the Transalpina. It's beautiful. The mountains, the lakes. Oh, it's amazing. Absolutely amazing. And the music and the people. We love Romania. This other festivals really need to take a leaf out of the books here, because the welcome backstage is second to none. The food, the accommodation, they're just so tentative and just a great crew to work with. So, you know, I wish them all the best for the future, and it's Romania is stunning. Eu îi ziceam festivalul de la Brezoi și tu m-ai corectat, festivalurile. Festivalul de la Brezoi, pentru că a plecat ca un single festival, Festival de Blues în 2017, a fost prima ediție, iar pandemia ne-a forțat să facem în 2020. Uite. Nu un festival. Ah, e tricou cu festival. E Summer Camp. Summer Camp. E doar un festival. O serie de festivaluri. Și am făcut și de blues, și de folk, și de rock. N-ai nici pentru mai puțin și ai văzut? Noi am discutat de brandul festivalului din România. Asta s-a născut ideea de Summer Camp, pe care am continuat-o în 2021. Am dus evenimentele la un nivel mai mare, pentru că mi-a fost permis acest lucru. Și iată că în 2022, pe lângă festivalul de blues contractat, care a devenit festival internațional, unde așteptăm mii de turiști, inclusiv din străinătate, facem o serie lungă de evenimente. Desfășurat într-un cadru natural pitoresc, pe valea râului Lotru, Open Air Blues Festival Brezoi este mai mult decât o serie de concerte ale unor artiști internaționali de renume. Este o stare de spirit, de libertate, o vacanță de câteva zile în mijlocul naturii, cu cortul sau cu rulota, o bună ocazie de a-ți umple sufletul cu muzică bună și cu amintiri de neuitat. Mie îmi place foarte mult ideea asta de festival, pentru că Brezoi are și natură foarte faină, dar ei nu se așteaptă să vină lumea doar pentru că, uite, avem mare, avem râu, avem... Hai, veniți! Gata, noi stăm cu mâinile în sân și vă așteptăm. Da. Mi se pare că au mers mai departe și că au făcut lucruri foarte interesante. Mi se pare senzațional, da? Că au o succesiune de festivaluri. Nu e numai festivalul mare, în momentul în care s-a terminat ăla, încep următoarele. Eu sunt sigur că e un brand care va reuși, pentru că are o poziționare foarte clară.